Aproape 300 de polițiști prahoveni acționează pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea producerii oricăror evenimente negative în această mini-vacanță. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice se vor organiza zilnic 115 patrule de siguranță publică și vor fi utilizate 111 mijloace auto. Activitățile vor fi desfășurate în sistem integrat împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Pe drumurile publice, pe principalele artere din zonele turistice și pe traseele de acces către aceste zone, polițiștii de la rutieră vor acționa pentru menținerea fluenței și prevenirea producerii unor evenimente grave, în general a celor generate de excesul de viteză, fiind amplasate în acest sens în trafic 12 aparate radar. Poliția prahoveană recomandă conducătorilor auto să adopte o manieră prudentă de conducere și să adapteze permanent viteza de rulare la condițiile de drum și trafic. În plus, legile recomandă șoferilor și să se informeze cu privire la condițiile meteo din zonele în care urmează să se deplaseze și să-și echipeze mașina corespunzător.